Dar în sine n-am ce să mai zic, a fost super tare aici de Revelion. Chiar am ales o locație foarte, foarte mișto. Bă, dar unde-i mă, Alice, bă, unde a plecat asta? Bă, dar chiar bă, dar fiantă-nă, bă, lasă-mă în pace, că ea știe, bă, ea știe unde semnă, că fiantă-nă, ea te-a băgat. Bă, alo, dar să nu înțeleg nimeni din cel, dar în fine, nu mai contează asta, lasă că fi. Bă, uite pe Alice, dar să uite pe Alice, bă, uite pe Alice, bă, ce fai, bă, unde ai fost, bă, Alice, alo, unde ai fost, bă, ce... Bonjour, Alice. Bonjour, Monsieur Darius Seca. Bă, lăsați prostiile astea, dar fiți atenți că am o mare problemă, adică avem o mare problemă cu toții, că toți suntem aici, dar înainte de toate, bă, Alice, unde ai fost, bă, tu până acum? Ce ai fost? Ai ratat focul artificiu cu Darius, am fost acolo, tu unde ai fost? Ce ai păzit? Da, bă, chiar! Moa? Mă, ce spui, mă, Alice, acolo? Moa? Mă, Alice, gata, bă, ai auzit tu de la câțiva oameni de pe aici, două cuvinte în franceză, știi, crezi mare de asta. Hai, mă, Alice, vorbește pe bune, că chiar sunt curios, unde ai fost până acum? Mă, lasă-mă, dar răsile astea, ce faci cu astea? Ui, pe pierdut de tubu, mezelev. Bă, dar răsile, eu propun să o lăsăm pe asta aici, să plecăm acasă, chill, hai. Așa, gata, vezi că știi limba, mă, Alice, fiți atent, bă, avem o mare... Unde ai fost, mă, până acum? Vorbește, că înainte să zic problema, unde ai fost? Că pe asta te întreb, Alice, pe bune. Unde am fost eu? Unde ați fost voi? Că m-ați lăsat acolo la lift, m-ați abandonat atâtea zile, n-am știut de unde sunteți. Am luat-o și eu pe undeva și m-am pierdut, am văzut focul de artificii dintr-o altă parte. Nu, m-a vină voastră, bă. Pe cum, adică, dar nu ai făcut artificii, de cine ai venit acolo? Cum, adică l-ai văzut din altă parte? Tu nu puteai să vii? Păi l-am văzut din spate la turnul Eiffel, că nu știam unde sunteți. Da, pe unde puteam să vă dar zile, tot spus asta, nu știam unde sunteți și noi am fost acolo, adică noi știam unde suntem. Bă, ai uitat unde ne-am dus prima oară? Sau... Da, în fine, bă, stați puțin că avem o problemă, în afară de treaba asta avem o mare, mare problemă. Dar cum adică, brafle, ce problemă, ce problemă? Păi cum adică, ce problemă, bă, dar să le, nu, bă, voi vă gândiți așa puțin, ne avem cumva cazare, mă, Talif, noi avem cazare cumva pe aici, că fiți atenți, trebuie să avem nevoie de cazare pentru că noi mâine trebuie să plecăm de aici, nu astăzi. Păi mâine vine câteva ore. Păi, bă, care mai durează până mâine și știți care e faza? Eu nu mai am bani, am plătit tot, nu mai am absolut niciun bani, am plătit toate astea pentru voi, nu mai am absolut niciun bani. Tu, Alice, mai ai vreun ban? Nu mai ai bani? Păi, stai așa, trebuia să zici așa că, uite, te rezolvi acum că... Mă, stai puțin, Alice, cum adică? Ce, ai ceva acolo? Cum adică, ai bani? Da, bă, da, am bani. Treceți bancul, atați-mi toți banii care îi aveți în momentul ăsta. Ba, asta ne bunit de tot, bă, dar răsele, pe bune, asta e o problemă serioasă, noi ce facem? Dar răsele, că n-am bani, noi unde stăm o zi întreagă până venim mâine la aeroport, până mergem la aeroport, ce facem noi? Băi, ești prost? Păi, cum adică, dacă nu avem ce e vina mea, eu nu, dacă nu v-am zis, hai, da, am înțeles. Păi, fie întâlnă, bă, Rafale, eu dețin Daimler și fie întâlnă, bă, Rafale, eu patriot. Vine după mine, fugiți, bă! Mama, Alice, vină de aici, că știm că n-ai făcut nimic, vină aici, bă, Alice, bă, da, Alice, avem o mare, Alice, vină, mă, bă, Alice, vină înapoi, Alice, unde te pleci, iar te pierzi de noi, mă, stați puțin, ce facem, Alice, ce, stai, mă, ai tu, dar să le niște bani să cumpărăm aici o cameră de hotel? Da, bă, Rafale, și fie întâlnă, bă, Rafale, eu, Monsieur Daruseli, eu am bani, că fie întâlnă, bă, eu dețin Daimler, eu sunt de la patron, sunt șmecher, am ochelat la cozon și fie întâlnă, eu o să plătesc pentru camera, pentru azi, ok, hai la... Bine, să sărbătorim, cumpăr de cea mai scumpă șampanie și pizza. Și burger, și burger. Hai să luăm la hotel, dar să le vină aici, că tu trebuie să plătești toate astea. Ia, dă-te-mă la parte, Alin, dă-te la parte. Bonjour, une... Bă, dar să-i, bă, scrie, bă, ups. Alo, bă, dar să-i, tu știi franceză? Știu eu. Stai, bonjour, une chambre de hotel, côté, 300 lei, parui, soa, 100 de lei, parusune. Deci, fie întâlnă, bă, Rafale, ce zice, ca să ne căzăm la hotel, ne trebuie 300 de lei, adică 100 de lei pe persoană. Și eu am eu, uitați, luați de aici, așa, bam. Mă, Alice, vine puțin. Bă, de unde știi, mă, asta? Bă, dar de unde știi franceză? Nu contează. Ok, acum hai să ne ducem sus să ne cazăm și toate astea, că fiți atenți. Ai răbdare, mă, unde duci, mă, Alice? Alo, nu e pe aici, prin partea cealaltă, dar stați puțin. Bă, trebuie să ne cazăm aici și mâine de dimineață să mergem neapărat spre aeroport, să nu pierdem avionul sau elicopterul spre casă, că e groază. Bine, cred că elicopterul, că și cu elicopterul am venit, dar da, trebuie să mergem la aeroport acum, încep să dormim, că mai avem foarte, foarte puțin și trebuie să mergem foarte, foarte frumos. Bă, dar să le mulțumim, ce să spunem, adică nu am... N-am nimic de cum. Bună ziua!
mamă, ce zi minunată. Uitați-vă, mamă, s-a făcut zi incredibilă. Este ziua de plecare. Bă, dar trebuie să vină ăștia, bă, dar se la Alex, unde sunteți, mă, bă, alu? Ce problemă? Ia du-te, băi, să gândești la mine. Nu mai da, bă, bă, și să plugeam de la șapte, nu mai poți să vorbești nimica. Bă, Rafael, bă, asta e bună, asta vorbește numai francezul. Bă, Alex, bă, ce? Alex, gata, gata, vorbește. Bă, Alex, bă, noi trebuie să mergem acum, mă, Alex, ce mă dă? Ce? Asta s-a îmbătat aseară, s-a îmbătat aseară. Bă, cum adică, bă, aveți o șampanie de aia bună, că, mă, vă rog, e unde? Bă, dar să unde a fost multă aplicată, doamne, hai mă, dar Alex, hai gata că știm că faci mișto, vin, Alex, vino, hai să mergem, că trebuie să mergem, pierdem avionă, pierdem elicopterul ăla, hai să mergem la aeroport, să mergem acum la aeroport, bă, și fiți atenți, mă, bă, știți care e faza? Bă, stați așa că se vine rapida, băi. Da, să crede amuzantă, mă, nu crezi că să crede prea amuzantă? Gata, gata, hai să mergem noi înainte și așteptăm și pe aia, poate vine, gata, lasă-l astea, da. Bă, dar când s-a făcut dimineață, bă, că nici n-am observat. Bă, Alex, gata, mă, cum ești tu, hai să mergem, că trebuie să mergem spre aeroport, mă, să mergem. Bă, hai, nimica, hai mai rapid. Băi, hai să mergem, gata, mamă, uitați-vă, bă, țin la Alex, mai nu mai înțelege nimic, sincer. Haolo, gata, în sfârșit am ajuns la aeroport, mai avem foarte puțin, o jumătate de oră, din câte am înțeles, mai avem până o să vină elicopterul să mergem spre casă. Hai să ne așezăm undeva pe aici și să așteptăm elicopterul. Bă, tu te așezi, că eu mă duc să caut încă o șampanie de aia bună. Da, wow, foarte amuzant, bă, dar să le bă, ce? Bă, vrei să mă arăți pe mine, bă, dar să le gata, mă, bă, ne dau ăștia afară, dar să le vină repede, dar bă. În sfârșit am ajuns acasă, bă, Aliza, ce m-ai chemat aici? Că voiam și eu să mă duc acolo, să mă odihnesc și eu puțin, nu știu, voiam să mă duc acolo, practic, acasă, să mai stau și eu puțin, să mai văd cum e casa, ce m-ai chemat aici? Băi, Rafael, nu știu cum să zic, adică nu știu dacă să zic, dar eu gen, știi că vreau să-mi cumpăr bani, locația aia de acolo, de la pescărie, peșterie, așa? Da, nu, știu. Nu prea mai am bani, că nu prea merge cu pizzeria aia, nu vine lume, că e la margine de oraș aici. Stai puțin, cum adică nu vine lume? N-ai zis că ai afară, că nu știu ce, că vine lume, că nu știu ce, că ai vândut, că nu știu ce, că ești mecheră, că nu știu ce? Păi, bă, da, bă, dar de dinainte să plecăm până acum nu a mai venit nimeni, bă, și păi dacă e greu, n-am bani. Stai puțin, tu dacă ai plecat, logică, n-a mai venit nimeni, dar stai puțin, tu, cum, dar de ce vrei? Păi, n-am închis. Cine ce-a zis că am închis? Am angajat un om de pe stradă și am zis, hai aici, acasă, pizza în congelator. Ok, am înțeles. În fine, nu mai când asta. Bă, Aliza, stai puțin, cum adică tu... Și stai așa să zic partea cea mai rea, că mi-o mai cerut și 300 de lei că au stat acolo zilele astea. Pe normal, Aliza, cum mai voia altceva? Bă, dar fii atent, stai puțin, pe și tu cum adică vrei să cumperi pizzeria aia, pescăria aia, crezi că vor să ți-o dea, că vrea cineva să ți-o dea? Bă, Rafael, normal că mi-o dau mie, adică uite-te la mine, da? Adică, da, eu n-am bani și eu știu că tu ai mulți bani, mi-ai cumpărat casă, mașină, ți-am aruncat mașinele și ai cumpărat înapoi, adică ai bani. Și pentru asta vrei tu. Bine că ai adus aminte de chestia asta, că mi-ai aruncat tu mașină și acum vrei să te ajut. Ok, mă, stai puțin, înainte de toate. Nu, Alice, bă, ai uitat că noi am venit tocmai ce am venit de la Paris de Revelion și eu n-am mai avut bani să plătesc pentru camerele alea de hotel și a cumpărat Darusel? Da, sigur ai tu niște mărânțiși pe acolo, că n-am nevoie de mult. 1500. Bă, Alice, nu știu, eu am doar niște bănuți din aceștia, Alice, nu cred că te ajută cu foarte mult. Adică am 64 și mai am încă unii, dacă stau să nu mai uit bine pe aici, tot 64. Dar fii atentă, nu știu ce să-l zic. Dar, bă, stai puțin, nu ne-a zis Darusel că vrea el să ne angajeze la el la diner acolo? Ba da, bă, ia uite că am și foaia. Păi da, ai contractele astea, că ai zis tu că le-ai, da, în fine, bă, dar într-un fel, bă, le-ai semnat, dar într-un fel vezi că e bine, că totuși chiar ne-ar prinde bine, mai ales acum că și-am rămas fără bani și tu ai nevoie de bani, mă, dar stai puțin, tu ce-ai zis? Stai, nu, asta trebuie să zic acum ceva, fii atent, eu o să merg, mă angajez acolo. Stai puțin, bă, vorbește-mă că nu e nimeni, dar să le aici, n-a venit cu mine, vorbește-mă că lumea. Nu contează, să fie mai dramatic, așa, deci iau banii și după aceea, înainte să-i dau demisia, mă duc rapid și cu rețeta de burger. Și când iau magazinul ăla de la pescărie, o să vând și burgeri acolo, ca să-i fur toți clienții. Mă, băi, stai puțin, pe, dar eu din câte mi-aduc eu aminte, știu că în cadoul ăla de a zis el, când mi-a zis el, mi-a dat niște haine de bucătar, nu înseamnă că eu să fiu acolo cu un furt rețeta, n-ar trebui să pot să gen să fie la mine rețeta, dar eu nu mă bag în așa ceva, ales, nu o să
fac așa ceva pentru Daruxel. Bă, dar nu mă știi că vorbesc cu Federico, că noi ne înțelegem bine, știi? Și rezolvăm. Da, da, am înțeles, Ali. Bă, nu știu ce să zic, dar totuși crezi că, adică, crezi tu că o să-ți iasă planul? Da, normal că mi-e. Hai să mergem, că poate ne așteaptă la, știi, că zis că începem în 2024 și 2024 a început de mult, da, și eu vreau banii. Da, asta e adevărat, bă, deschide-mă ușa, așa, este adevărat, a început 2024, la mulți ani tuturor, chiar sunt, așa, vreau să vă spun, Alice, nu știu ce face acolo, dar da, din păcate, da, trebuie să muncim acum, dar este bine că nu avem bani, ne ucina dar să la aici, la diner, foarte, foarte frumos și să mergem să facem treabă foarte, foarte bine și scrieți-mi acolo în comentarii ce ați făcut voi în zilele acestea de Revelion și până acum când a început anul, că a fost, bă, nu știu, să sperăm că o să fie un an cât mai tare și vreau să spuneți dacă vouă v-a plăcut. Hai, 2023. Bă, stai puțin, mă, ce cauți pe aici, Alice? Bă, unde intra? Bă, tu intri pe aici, pe la bucătărie, ok, mă, păi stai puțin, păi și dar să-l nu e aici, ce vrei să facem? Păi, l-așteptăm. A, păi da, nu l-așteptăm aici, trebuie să-l așteptăm pe aici, iartă-ne, Federico, am intrat pe aici, prin spate, că noi eram pe acolo, bă, Alice, vină mâna aici, hai să-l așteptăm, ne punem aici undeva la masă, hai să ne punem, nu știu, hai să ne punem la masă asta și le așteptăm pe Darcel aici. Băiatul, stau și-a lângă tine, nu-i problemă, nu? Bun, stai așa că... Alice... Bă, ce cauți aici? Alice, David, ce are de spus dacă ar vedea asta? N-are nimica. Ok, foarte suspect. Alice, mă, cum adică, mă, n-are nimica, David? Mă, păi după, stai puțin, că eu sunt David, iubitul fake, sunt transformat și după, dacă Alice nu mai vrea să mai petreacă timp cu David, cum mai poate să mai fac episoadele alea în care o trolez ca David? Nu știu, dar... Bă, Alice, unde te duci, mă, ce cauți mai aici? Ce aștepți aici? Bă, Darusica. Darusica? Mă, stai puțin, mie mi se pare ceva ciudat între Alice și Darusel, nu înțeleg, scrieți-mi acolo în comentarii că de câteva episoade mi s-au părut niște faze mult mai ciudate, dar în fine, le așteptăm aici pe Darusel să vină și să ne angajăm. Bă, Alice, hai mă, vină înăuntru, hai să ne așteptăm pe aici pe Darusel să ne angajăm foarte, foarte frumos. Vină înăuntru, ne punem, hai să ne punem în partea asta la masă, asta eu zic că arată mult mai bine și acum să le așteptăm pe Darusel. Știi, ții minte masa asta? Ce? Da, ce cu masa asta? Aici, de-am întâlnit prima oară. Da? Nu mai ții minte că veneai pe aici, eu stăteam aici și te-am văzut. Ba nu, eu comandam Federico și tu ai venit prin spate, te-ai uitat la mine și ți-am zis că ești veveriță, te-am recunoscut. Te-a pus Federico să-mi aduci burger și mi l-ai adus la masa asta. Bă, da, multe mai ține Alice minte. Bă, Alice, bă, eu nu mai știu, sincer, masa cealaltă. Nu mai știu, în fine, dar hai să-l așteptăm pe Darusel aici, nu știu, dacă mai ceva de zis, bine, dacă nu-l așteptăm aici, ne punem pe telefon, vedem noi ce facem. Mai bine l așteptăm, uite, stau și eu aici, mă mai uit la oameni. Bă, lasă sabia, Alice, mă, fii cu minte, Alice. Bă, Alice, deja stăm de jumătate de oră, crezi că mai vine ăsta aici pe bune? Bă, eu zic că o să apare, ia da. Mă, ce-i pe geam? Păi, dar ai vorbit tu cu el, mă, ce să fie pe geam? Bă, stai mă aici jos, bă, dar ai vorbit tu cu el sau ceva? Bă, ce faci aici? Bă, diferența la barafale, uite că acum ai amură porcul, eu o să-ți dau un costum, tu o să tai mijlocul, uite, ia asta, ia și costumul. Bă, ce faci, mă, n-am omorât niciun porc, bă, Darusel. Bă, da, e la oră, n-ai nicio dovadă, e la oboră. Mă, stai puțin, mă, Darusel, vin, hai mă să stăm puțin jos, hai să stăm jos să vorbim. Mă, Darusel, ce vrei tu să facem noi aici la tine, are sau, bă, Darusel, vei, ok, deci, dar nu, lasă, că eu o să plec acum, nu are rost, pe mână, adică... Vino. Și fiindcă nu Burafale, eu mi-am reamintit, voi v-ați angajat la diner, așa că fii atent, Burafale. Chiar veniți. Eu o să vă dau două costume la amândoi și o să vă apucați de treabă, Rafa, tu ești bucătari, eu nu port costume, înțeles? Alo, ce sunt, bă, dar se... Bă, Alice, lasă că după ce că nu știi să vorbească, că zice în continuu, fii atent, bă, dar se le pot să vorbești să înțelegem, că n-am înțeles absolut nimic, mi-am pierdut 1000 de neuroni, dar se le, bă, nu înțeleg nimic din ce zici. Ok, și fiindcă nu... Stai, eu și pe Alice v-am angajat la diner, ok? Da, nu? Sfântână Burafale, eu vreau ca tu
să fii șef, bucătar. Să fii șef? Bine, o să fiu șeful, dar să... Nu, șef! Șef! Șef adică bucătar! Și tu... Bă, nu, nu, Alice! De ce? De ce? De ce ai venit? Spune unde ești, de ce ai venit lângă mine? Bă, pleacă pe de aici! Bă, gata, bă, dar, bă, facem ceva sau nu facem? Ai zis, dar, bă, Alice, gata, ai, bă, Alice, uita, bă, Alice, vină puțin la mine să zic ceva. Bă, Alice, vină aici. Ai uitat, mă, ce vrei să faci tu despre, dar să ne-ai uitat tactica ta, ce faci aici? Da, stai, că trebuie să-i zic să nu mai vină. Așa, bă, deci, care e domnul tău? Gata, Alice, vino, gata, mersi, mersi. Așa, da. Hai, bă, dar hai, mă, dar să nu mai vii lângă mine. Dar să hai. Deci fii antenă, bă, Rafael și Alice, eu v-am angajat la diner. Și fii antenă, bă, Rafael, tu să fii bucătar, șef, și tu, Alice, tu o să fii janitor, tu o să fii acolo să lucrezi la baie, să faci curat. Eu sunt, dar eu nu port niciun costum, vezi că hainele astea... Stai puțin, adică Alice e femeie de serviciu? Ce? Trebuie să faceți mâncare. Eu ce fac? Eu stau în baie și atâta. A, pe ea, da, apropo, ai dreptat. Ba, Alice, pe și pe aici trebuie să curăț, nu numai la baie. Da, uite, și aici. Da, curăț. Da, dar oricum, tu primești mai puțin bani, în fine, bă, dar să... Hai, mă, ce trebuie să facem, mă, dar să... Ok, îmi prezint și mie pe aici ceea ce trebuie să fac eu la locul ăsta al tău, adică... Fii atent, așa. Alice, miserie, ești curță, sus. Bă, păi, da, dar pe bune, dar să tu nu-i dai nimic așa, adică îi dai doar că o să bați și atât? Da! Păi, wow, auzi, Alice, trebuie să-l lingi pe aici, apă jos, o faci curat cu limba, auzi? Da, hai, eu nu fac nimica, tu dăm banii, dă banii, adică nu banii, dă-mi o mătură. Da, n-am mătură. Faci rost. Ia nici o hârtie, ia! A, uite, șterge cu șervețele așa, Alice, hai mă, dar să le gata, las-o pe Alice, hai să mergem acum, arată și mie ce trebuie să fac eu, dar să le, cum fac eu aici, dar să le, cum lucrez eu? Deci fii antenă, bă, Rafael, primară vorbești cu Federico? Bă, Federico, gata, am vorbit cu Federico, și ce? Și apiși acolo, pe Star Working. Bună, Alice și Rafael, am auzit că vrei să vă angajez la diner. Hai rapid și faceți burgerii, că așteaptă oamenii. Crema că tu ești dar să-l lui Alif. Păi nu contează, uite, și pe asta ce ai? Angajate, hai, de-acolo, bine, gata, Start Working, acum și ce trebuie să fac? Mama, ce trebuie să fac? Mamă, deci cine vrea lumea cartofi, ok, trebuie să fac cartofi, de unde găsim lumea cartofi? Aici nu sunt cartofi, nici aici, bă, dar să unde sunt cartofi? Dar să nu există cartofi, gata, am găsit. Deci ce cartofi ăștia și cum fac eu cartofi ăștia? Unde să fac? Aici? Rafael, te dai, îi speli acolo, îi preziști, îi dai, bă, Alice, cum faci? Că ce mizerie faceți aici, bă, nu mai pot cu voi, animalelor. Gata, am curățat și acum, unde, aici, opa, mamă, să fac, mamă, ok, și ce mai avem? Mai avem omletă cu brânză, ok, deci trebuie să luăm ouă și brânză, parcă eram partea asta din câte mi-aduc eu aminte, da, e brânză aici și ouă, unde sunt ouă, fix aici, a, bă, dar să le, bă, dar tu ce faci, dar să le? Da, eu scanner, uite, eu scanner, hai rapid, fai! Ești ospătar, dar să le, pești, de ce ești îmbrăcat ca bucătar ca mine, cum adică? Ei, nu contează, hai, fă acolo cartofii! Bine, gata, stai, mă, cu brânză, vezi cum fac, mă, stai, Elia, treci puțin încă. Nu, pleacă. Stai puțin, cum fac, bă, ouă cu brânză? Aici să vă... Bă, dar să le gata. Mă, cum fac, mă? Fix așa, gata. Am făcut și aici. S-a făcut și asta. Gata, mă, dar să le gata. Am făcut, trimite-i, gata. Poftim și asta. Dar să le... Și mai e ce mai facem? Burger, mă, ce ai? Hai, du-te, dar să le du-te. Că mai am burger, îi fac eu imediat. Deci trebuie să luăm carne de asta. Trebuie să faci cumva să le zici și tu că nu mai ai, nu știi rețeta să faci burgerii și trebuie să faci cumva să le întrebi de rețeta. A, bă, hai că ți-am zis că trebuie să mă simt să stau cu tine. Ce, mă, ce-i așa, mă? Dar să uite, mă, că 32 de bănuți, tu cât ai primit? Și eu, pe Rafael,
hai, iei tu. Alice, vino, Alice, unde ești? Mă, ce-i ăsta? Dar, ce-i ăsta? Că nu e nimic aici, ce-i ăsta? Ei, nu contează. Aici nu contează. E o rețetă. O rețetă, nu contează. Ok. Bă, nu știu ce să mai zic, mai avem mult de muncă, câte mai avem? Dar să uite că s-a terminat asta, nu mai avem nimic altceva, nu se mai bagă aici pe comandă, nu mai comandă nimeni nimic. Nu știu, bă, Rafael, nu știu, stai așa. Așa, rețeta lui Dariusel, rețeta mea. Da, Alice. Ce faceți voi? Eu mă duc să arunc la gunoi. Ah, bine, Alice, fii atent, stai puțin. Bă, Alice, am auzit cumva rețeta lui Dariusel, vezi că vreau să pregătești să fac rezita, trebuie să facem cumva să îi luăm rețeta, ok? Să te ajutăm. Am auzit. De fapt, eu nu fac nimic, Alice, doar ți-am spus, da, ca să înțelegi, ok? Da, am înțeles, cum să nu, așa? Gata. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.